Diana Șoșoacă organizează chiar la această oră un meeting în fața Curții Constituționale a României, după ce candidatura sa la președinția României a fost invalidată de CCR. Judecătorii au decis într-o ședință de urgență aseară că europarlamentarul SOS România nu mai poate participa la alegerile prezidențiale din noiembrie. Decizia este definitivă, iar Șoșoacă nu mai are nicio cale de atac. Jurnalistul B1 TV, Marina Filimon, se află și ea în fața sediului CCR și ne aduce toate detaliile. Marina, bună dimineața! Cum motivează Curtea Constituțională această decizie și știm de ce au lipsit doi dintre judecători atunci când s-a soluționat această contestație? Bună dimineața, Alex, bun găsit doamnelor și domnilor. Vedem că reprezentanta SOS România, Diana Șoșoacă, și-a adunat susținătorii în fața Curții Constituționale din București, întocmai pentru a-și apăra drepturile care i-au fost încălcate, spune aceasta. Și-a chemat susținătorii chiar de la ora 8:30, însă sunt în prezent, cred că, maxim 8 persoane. Chiar Diana Șoșoacă, cea care a inițiat acest meeting, nu este prezentă la el. Amintim că Curtea Constituțională a luat decizia ieri, după amiază, de a-i respinge candidatura Dianei Șoșoacă, reprezentanta SOS, care candidează la alegerile prezidențiale din acest an. Hotărârea a fost luată cu o majoritate de voturi a judecătorilor CCR și este definitivă, fără posibilitate de contestare. Ei bine, în urma deciziei, Diana Șoșoacă a reacționat vehement, a făcut și un live pe Facebook și a acuzat că excluderea sa din cursa prezidențială a venit la ordinul lui Marcel Ciolacu, președintele PSD. Deși declara așa, citez, este imposibil așa ceva, nu știu nici măcar cum arată citația, ceea ce înseamnă că au fost încălcate procedurile legale. Ei bine, în ciuda loviturii, vedem că Diana Șoșoacă nu pare descurajată și a anunțat chiar intenția de a se reorienta către o candidatură la Senat. Probabil de asta nici nu este prezent astăzi la miticul care a fost chiar inițiat de dânsa, însă amintim că în aceeași ședință CCR a luat decizii și cu privire la alte candidaturi. Contestațiile, în schimb, împotriva fostului premier Nicolae Ciucă și a lui Kelemen Hunor au fost respinse, astfel aceștia au rămas încă în cursa prezidențială. Vom vedea totuși dacă va ajunge Diana Șoșoacă la acest meeting, având în vedere că a fost inițiat chiar pentru ora 8:30.